Există multe familii în care frați, unchi, mătuși sau chiar părinți și copii ajung la tribunal pentru a-și disputa moștenirea. Află cum poți ține situația sub control ca să nu se ajungă la dezbinare. Conform libertatea pentru femei.ro, luptele membrilor unei familii pentru moștenire apar foarte des, dar dacă scopul numărul 1 ar fi nu câștigul fiecăruia, ci păstrarea armoniei relațiilor, atunci problema s-ar pune altfel. Totuși, dacă te afli în astfel de circunstanțe tensionate, reține că lucrurile nu sunt de multe ori așa cum par a fi la prima vedere. Pe lângă motivația dată de lăcomia până la un punct normal a oamenilor, cearta pentru succesiune reprezintă și un pretext pentru rivalității mai vechi. Bineînțeles că își dorește și banii, dar motivația este în primul rând una psihologică sentimentală. Copilul care s-a simțit mult timp neglijat și neiubit își va dori o parte mai mare, drept compensație și dovadă că este luat în seamă. Cel care își jertfește ani buni din viață pentru a fi alături de părinți și a-i ajuta, își va dori pe bună dreptate să fie recompensat pentru asta, dar și cel care a reușit profesional departe de casă și a ajutat material familia, ar putea simți îndreptățit să primească o răsplată pentru efortul făcut. Obiectele de ordin sentimental sunt cele mai disputate, bijuteriile mamei, ceasul tatălui, dar și casa copilăriei. Toate simbolizează pentru combatanți nu doar un câștig material, ci și faptul că sunt importanți și iubiți, le oferă sentimentul de securitate și le întăresc stima de sine, relatează libertatea pentru femei.ro.